Pomenirea dreptului cu laude, iar ție destul ce se mărturia Domnului, mergătorule înainte, că ne-ai arătat cu adevărat și decât prorocii mai cinstit, că și drept aceea pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, bine ai vestit și celor din iad, pre Dumnezeu, cel ce s-a arătat în trup, pe cel ce a ridicat păcatul lumii și n-a dăruit mare milă. Care se vor împlini la vremea lor,
iată, vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când vor fi acestea. Îndoială, în mesajul Arhanghelului Gabriel, poate un pic și puterea lui Dumnezeu, cu o încercare de motivație logică, eu sunt bătrân, femeia mea e bătrână, înaintați în vârstă, cum va fi aceasta pentru noi? Spre deosebire de atitudinea preotului Zaharia, șovăielnic într-un pic, într-un fel, un pic, atitudinea Sfintei Fecioare Maria la vestea adusă de Arhanghelul Gabriel a fost aceasta. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Adică de adâncă, de profundă smerenie. Iubiților credincioși, mare este bucuria zilei de astăzi, pentru că avem parte să se nască în lume acela despre care Domnul nostru Iisus Hristos a spus că Ioan este cel mai mare om pe pământ născut din femeie. Avem parte de cel care avea să fie puntea de aur între Vechiul Testament și Noul Testament. Pentru că Sfântul Ioan Botezătorul este cel care avea să participe la ultimele evenimente dinaintea venirii Domnului și apoi să cuprindă perioada de după venirea Domnului Hristos în lume până la momentul botezului de la Iordan. Adică nu botez neapărat, ci teofaniei arătării fețelor Sfintei trăiri la Iordan. Sfântul Ioan Botezătorul avea să fie cel care a lansat prima dată mesajul de pocăință către contemporanii săi care erau atât de decăzuți moral încât mai jos nu se putea. Și pentru că știa că va veni la Iordan să-și arate fața dumnezeiască Domnul nostru Iisus Hristos, că va veni la Iordan apoi ca să se audă glasul Părintelui Ceresc, acesta e Fiul meu cel iubit întru care bine a voit, că va veni la Iordan acela în jurul capului căruia avea Duhul Sfânt să existe în chip de porumbel și să rămână purtător de grijă pentru lume până la sfârșitul veacului lor. Sfântul Ioan Botezătorul avea să fie acela care a tunat și a fulgerat către contemporanii săi. Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Cerului. Iar venirea Domnului Hristos la Iordan, învăluit în întreaga Sfântă Treime, dumnezeirea întreagă, avea să fie acela care să rostească memorabile cuvinte. Doamne, cum Tu vii la mine? Pentru că eu ar trebui să vin la Tine. Eu nu sunt vrednic să-ți dezleg nici măcar cureaua încălțămintelor de la picioare și Tu vii la mine. Și să primească dumnezeiescul răspuns, lasă Ioane, căci așa se cuvine să împlinim toată dreptatea sau toată legea și prorocii. Și ea s-a împlinit pentru că Hristos s-a arătat la Iordanului și avea să se întâmple acea minune, o găsim și în icoana de pe peretele din dreapta dumneavoastră, la Biserica Comună, și îl vedem pe Sfântul Ioan Botezătorul turnând pe capul Domnului
din apele Iordanului, vedem dumnezeiasca minunată arătare, artizanul, înainte mergătorul și botezătorul Domnului Iisus Hristos, este Sfântul Ioan, supranumit și botezătorul. Multe, multe se pot spune despre faptele Sfântului Ioan Botezătorul. Haideți să vedem un pic câteva crâmpe din viața lui. Spun teologii că s-a născut la 10 km de Ierusalim, în localitatea Ain Karim. Din pruncie avea să fie ales al Domnului. Avea să-și petreacă viața austeră, să se hrănească cu lăcuste, miere sălbatică și plante, poși de copac. Îmbrăcămintea lui era sumară și viața lui, în schimb, era profundă. Și am vorbit despre cuvintele pe care le-a rostit. Înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, pe care și Mântuitorul le avea să le rostească din nou, să le preia, cât și Mântuitorul i-a avertizat pe contemporanii săi, pocăiți-vă, îndreptați-vă, lepădați răul din voi, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor, iar împărăția era prezentă între ei, prin prezența Domnului Hristos, cum este prezentă și între noi și cu noi, prin prezența în Biserica Măririi Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos și a Sfintei Treimi cu noi. Dragi creștini, foarte interesant, preotul Zaharia, om bătrân, nu mai avea speranțe mari, dar vroia să se mântuiască și îl sluja pe Dumnezeu cu deosebită dăruire și credință puternică. Ați auzit referatul biblic, Sfânta Evanghelie citită la Sfânta Liturghie. Soția lui, veche de zile, steagă, conceptul vremurilor era că cei care n-aveau copii erau într-un fel urcisiți, să nu spun pedepsiți, că nu sună bine. Erau încercați, erau o pată urâtă. Și rugăciunea lor însă n-a încetat ca să se șteargă de la ei aceasta. Și de aceea, într-un moment dat, în care cu multă, multă credință și dragoste, preotul Zaharia se ruga și când i-a venit rândul, tămâia templul, zice noi, Sfântul Altar, din nou Arhanghelul Gabriel i-a dus vestea că soția lui, pe Elisabeta, cea numită steargă, avea să nască un fiu. Și am spus-o, așovăim, și a primit acest canon, spun unii teologi, pedeapsă, nu sunt de acord cu expresia. Preotul Zaharia a primit un canon de la Dumnezeu, canon care să fie pentru el mântuitor de îndreptare. A fost oprit graiul să nu mai vorbească până avea să se împlinească minunea. Putem considera minune ca din doi bătrâni să vină în lume un prunc. Și de ce-i mare minunea, iubiților? Pentru că legătura între Sfântul Ioan Botezătorul și Domnul Hristos a fost foarte puternică în tot timpul existenței sale. Doar era ucenicul Domnului. Chiar în pântecele Maicii sale, Elisabeta,
spune referatul biblic de la Luca, capitolul 28 și următoarele, că pruncul Ioan avea să salte în cântece, căci timp de 5 luni Elisabeta s-a tăinit, s-a ascuns de lume, n-a înțeles, n-a putut să cuprindă cu mintea ei omenească dimensiunile dumnezeiești ale minunii, ale faptului că ea poartă în cântece un prunc. Dar iată că minunea s-a certificat, că spune referatul biblic, Sfânta Scriptură, că în a șasea lună fosta să fie vizita Sfintei Fecioare Maria, care avea în cântece pe pruncul Iisus, la Elisabeta, și de bucurie după salutare, spune iarăși Noul Testament, Sfânta Evanghelie după Luca, ca să-l dată în pântecele ei pruncul, și precizează Sfânta Evanghelie că Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Deci încă din pântecele Maicii sale, Sfântul Ioan Botezătorul era plin de Duhul Sfânt de la vizita Sfintei Fecioare Maria la Elisabeta. Și a săltat pruncul de bucurie în pântecele ei, spune Sfânta Evanghelie, și s-a bucurat Elisabeta și a rostit memorabile cuvinte: binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, căci a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire, Cel Puternic, adică Dumnezeu și Sfânt să fie numele Lui. Și avea să vină în lume la vreme rânduită și vroiau contemporanii, familia, rudeniile, să-i pune numele Zaharia după numele tatălui său, preotul Zaharia, de zile. Dar n-a fost să fie așa, pentru că mama lui, Elisabeta, a spus un cuvânt, nici de cum. Iar preotul Zaharia a primit o tăbliță și a scris pe ea Ioan să fie numele lui. Și limba, graiul s-a dezlegat. Deci canonul primit de a nu vorbi, când a ieșit din Sfântul Altar, din templu, a comunicat cu credincioșii doar prin semne. Și asta a fost perioada până la nașterea pruncului. Și în momentul în care a scris pe tăbliță Ioan să fie numele lui, i s-a dezlegat limba, graiul, și a început să vorbească și să spune cuvinte mari, dumnezeiești, despre Sfântul, despre pruncul Ioan. Iată ce anume celebrăm noi, iubiților. Nașterea celui mai mare om născut din femeie, cuvânt precizat de către Domnul nostru Iisus Hristos. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorului. Chiar dacă s-ar părea că momentul este puțin umbrit de șovăiala tatălui, preotul Zaharia, noi credem că este minunat așezată această sărbătoare în timpul postului Sfinților Apostol Petru și Pavel. Pentru că, după modelul preotului Zaharia, care a primit canon să tacă și să nu vorbească nici în biserică, nici în afară aici să se roage, și noi primim canon, epitimie, de la preotul duhovnic. Și dacă preotul Zaharia l-a respectat, noi de multe ori călcăm canonul, sau uităm, sau îl ignorăm, sau îl facem pe jumătate, sau nu îl facem deloc. Iar canonul pentru preotul Zaharia a fost mântuitor. Când i s-a dezlegat limba, a preamărit de Dumnezeu de dar. Primim și noi canon, dacă îl facem, El este mântuitor. O rugăciune, un acatist, o zi de post, câteva metanii,
privind în preoții duhovnici și sunt mântuitoare ca noi, dacă le împlinim. Dacă nu le împlinim, trec pe lângă urechile și pe lângă inima noastră. De aceea, iubiților, să nu șovăim în credință cum a încercat să facă preotul Zaharia, spre ea mai mult, nu neapărat de credincios, ci să fim ca și Sfânta Fecioară Maria, care când a venit pe Arhanghelul Gabriel, cu buna vestire, iată, vei va împântece, se va naște un fiu și se va chema Emmanuel, care se trupește cu noi, este Dumnezeu. Răspunsul a fost, iată, roada Domnului, fie mie, după cuvântul tău. Asemenea răspunsul se cuvine să dăm și noi, iubiților, prieteni și creștini, și în această zi de mare sărbătoare a Sânzuielilor și în toate zilele vieții noastre acum. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Dumnezeu!